Pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la rubrica Transparență decizională, este postat proiectul de act normativ ce privește modificarea și completarea mai multor acte normative din domeniul feroviar, printre care și modificarea unui articol care prevede admiterea la transport, persoanele excluse de la transport și admiterea condiționată în tren sau stații. Se știe că în tren și în stațiile CFR nu se admit sau pot fi evacuate persoanele recalcitrante. Iar modificarea propusă de minister mai prevede că în tren și în stație nu se admit sau pot fi evacuate persoanele care, din cauză de boală, pun în pericol sănătatea celorlalți călători. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs și care necesită intervenții de urgență trebuie să fie transportate până la prima stație, unde li se acordă îngrijirile necesare. Acestor persoane li se restituie diferența dintre tarifele plătite și cele aferente pentru parcursul efectuat pentru legitimația de călătorie în condițiile prevăzute de lege. După aprobarea ordonanței Guvernului pentru modificarea și completarea actelor normative din domeniul feroviar, CFR Călători și ceilalți 5 operatori privați feroviari de pasageri vor aplica noile reglementări după intrarea în vigoare a acestora, transmite CFR Călători.